Express. Conform rezultatelor preluate de postele de televiziune, acesta câștiga detașat în toate departamentele țării și astfel va conduce Bolivia în următorii 5 ani. La încheierea campionatelor mondiale de gimnastică artistică de la Nanjing, China, organizatorii au dat publicității clasamentul final pe medalii. Aici se află și România pe un onorabil loc nou, grație celor două medalii cucerite de Larisa Iordache, ambele de argint la individual compus și la sol. La aceasta 45-a ediție a campionatelor mondiale de gimnastică au fost bătute și două recorduri la participarea sportivilor, cu 621 de gimnaști, dar și în ce privește numărul ziariștilor, practic un jurnalist la un sportiv. Raluca Olar a devenit noua campioană a probei de dublu a turneului WTA de la Linz, Austria, împreună cu partenera sa, Ana Tatișvili, din Statele Unite ale Americii. Cele două au devenit campioane ale turneului dotat cu premii în valoare totală de $250.000 după o finală în care au trecut cu scorul de 6-2, 6-1 de Annika Beck și Caroline Garcia. Partida a durat doar 52 de minute. Astăzi începe în capitală festivalul de film Urban Eye. Acesta este primul festival din România care promovează discuția despre mediul construit și viața urbană prin intermediul filmului. Doritorii au parte astfel de 4 zile de proiecții însoțite de ateliere, de dezbateri, mese rotunde și evenimente pentru copii. Proiecțiile sunt filme documentare, artistice, scurtmetraje sau animații în orașul în care arhitectura primează. Și la final, vremea va fi în continuare mai caldă decât în mod normal în această perioadă din an, aproape toată țara. Cerul va fi temporar noros, mai ales în sud-est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat în capitală. Vreme frumoasă astăzi cu o maximă de 22 de grade Celsius. Acestea au fost știrile, sunt Sorin Badea. Seara 9 și aproape 3 minute. Ce s-a întâmplat, Sorin? Oh, my! Deci... Ca să zic așa...